Ora 14, bună ziua! Operațiuni de căutare de amploare în Marea Neagră. Autoritățile au reluat căutările celor trei marinari dispăruți în această dimineață și Agenția Română de Salvare pe Mare a trimis în zona o navă de căutare și salvare, iar la misiune participă și un elicopter al armatei. Între timp, ancheta în acest caz a fost preluată de procurori. Până acum nu a fost stabilită o cauză a incidentului. Presa din Bulgaria scrie că cel mai probabil nava a fost lovită de o altă embarcațiune, însă până acum autoritățile nu au confirmat o asemenea variantă. Cu ultimele noutăți vine Silviu Jugaru. Bună ziua, Silviu! Bine te-am găsit, Andreea. Bun găsit, dragi telespectatori. Propun să începem cu o scurtă recapitulare a șirului evenimentelor care au avut loc în cazul navei naufragiate la 26 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Știm până acum faptul că sâmbătă dimineață la ora 4, nava care era în apropierea Sfântului Gheorghe, localității Sfântul Gheorghe din Delta Dunării, a transmis mai multe semnale SOS către autoritățile din România, spunând că au mai multe defecțiuni la bord și că nava se inundă ușor-ușor. În schimb, mare atenție, la doar 3 minute după ultimul semnal SOS, nava s-a scufundat cu totul, iar până în prezent știm că din cei 11 membri aflați la bordul navei, doar 8 dintre aceștia au fost salvați, iar aseară au fost demarate acțiuni de căutare ale celor 3 membri ai echipajului rămași de negăsit în apele Mării Negre. Însă, aseară, la lăsarea nopții, operațiunile de suspendare de căutare au fost suspendate din cauza lipsei de vizibilitate, însă acestea au fost reluate încă de la primele ore ale dimineții și sunt în plină desfășurare chiar în aceste momente. Mai sunt trei membri ai echipajului de negăsit. Autoritățile îi caută cu mai multe forțe ale autorităților navale mobilizate în căutarea acestora. În schimb, presa din Bulgaria spune că în cazul naufragiului ar fi vorba despre un impact între nava care s-a scufundat și o altă navă comercială aflată în zonă în acea perioadă, însă această ipoteză este susținută chiar de Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, care spune și acesta la rândul său că cel mai probabil nava a suferit un impact înainte de a se scufunda. Urmărim așadar ancheta care are loc. Știm că până în prezent cei 8 supraviețuitori au fost audiați și așteptăm și răspunsul anchetatorilor în acest caz, pentru că urmează să se stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat, cum de s-a scufundat nava, dar și când vor fi găsiți cei trei marinari care în prezent sunt căutați de către autorități. Mulțumesc, Silviu. Caz șocant în capitală. Un copil de un an și două luni a căzut victimă bonei care ar fi trebuit să aibă grijă de el. Femeia de 69 de ani l-a bătut crunt pe micuț pentru că plângea. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere din casă. Confruntată cu filmulețul, femeia nu a putut nega faptele. Părinții au depus plângere la poliție, iar bona a fost reținută pentru 24 de ore. Mama copilului a povestit în exclusivitate pentru B1 TV că atunci când a angajat-o pe femeie, aceasta a dat dovadă de profesionalism, iar imaginile au șocat-o. Atenție, sunt detalii cu puternic impact emoțional. De ce? În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum femeia încearcă să îl adoarme pe copil, însă acesta continuă să plângă, lucru care o scoate din sărite. În filmare se vede cum la un moment dat îl trântește în pat pe copilul de un an și două luni și țipă la el. Potrivit părinților, aceste episoade s-au tot repetat de-a lungul timpului. Am postat anunțul, am văzut câteva răspunsuri, am intrat pe pagina respectivă să văd o imagine, o poză, ce spune pagina respectivă despre persoane și mi s-a părut a fi în regulă, adică nu mi-a trezit. Mi s-a părut calmă, mi s-a părut o pensionară drăguță care vrea să aibă grijă de un copil și mai face și un ban în plus. În luna aprilie, mama băiețelului era în căutare de bonă pentru a avea grijă de el atunci când ea și soțul său se aflau la muncă. Au găsit bona pe o platformă online și pentru că aceasta a venit cu un CV bogat, părinții nu au stat mult pe gânduri și au angajat-o. Primele două dăți când a rămas singură cu el, am verificat camerele prima oară chiar în seara respectivă, a doua oară, a doua zi. Și destul de atent, adică și nimic nu mi s-a părut în regulă, totul a fost ok, n-a avut niciun fel de reacție dubioasă, niciun fel de violență sau reacție violentă. A treia oară, acum 14, când a rămas singură cu el și a rămas singură cu el,
ceva, adică au apucat să merge din nimic într-o jumătate de oră, deja l-a pălmuit și l-a lovit și l-a bruscat, nu l-am bruscat eu vreodată. Femeia a mai povestit că Bona a mai avut grijă și de alți copii în trecut, însă părinții acestora nu s-ar fi plâns că ar fi avut un comportament agresiv. Totodată, din primele întâlniri cu aceasta, mama micuțului nu și-a dat seama de comportamentul agresiv al femeii. După ce au văzut imaginile violente surprinse de camerele de supraveghere, părinții au mers direct la poliție și au depus plângere. La data de 17 mai 2024, polițiștii capitalei din cadrul secției 22 au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unei femei în vârstă de 69 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal de lovire sau alte violențe. În baza probatorului administrat în cauză, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, față de aceasta fiind dispusă ulterior măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Cazul Bonei de 69 de ani, care a agresat un băiețel de un an și două luni pentru că era sătulă de plânsetele lui, readuce în discuție o problemă de actualitate. Pe mâna cui ne lăsăm copiii? Disperați că nu au cu cine să-i lase pe cei mici, părinții sunt dispuși să plătească sume enorme unor persoane despre care nu știu mare lucru. Cele mai multe dintre femeile care se prezintă drept bone nu au studii pedagogice, nu știu să acorde măsuri de prim ajutor și nu se angajează cu forme legale. Despre această situație discutăm cu Doru Dima, specialist HR. Vă mulțumesc. Bună ziua, domnule Dima. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Și doamna Mihaela Săhleana Petroaie, psiholog, vă mulțumesc foarte mult, doamna Săhleana Petroaie. Bună ziua, vă aud bine. Domnule Dima, să încep cu dumneavoastră, să ne facem o idee despre cum ajung aceste doamne în casele românilor care sunt dispuși să plătească sume generoase ca să aibă cu cine să-și lase copiii cât timp sunt ocupați cu îndatoririle vieții de zi cu zi. Păi, în primul și în primul rând, penuria de bone îi împinge pe români să angajeze ceea ce prind. Când spun ceea ce prind, mă refer la faptul că majoritatea companiilor de plasare nu prea se uită pe acele elemente care ar putea să fie predictori comportamentali, astfel încât să poată fi evitate astfel de situații pe care le-ați prezentat anterior. Sunt foarte puține organizații care măsoară valorile omului din punct de vedere atitudinal și comportamental. Nu vorbim de, nu știu, măsurare a atitudinilor conectate cu ceea ce înseamnă respect, cu sinceritate, cu responsabilitate, cu generozitate, cu modestie, cu disciplină, cu prudență. Sunt elemente ce pot fi identificate înainte de a face o astfel de angajare. Drept urmare, există posibilitatea că atunci când nu te uiți foarte atent la omul pe care l-ai luat și nu faci evaluare psihoaptitudinală, ci te raportezi exclusiv la interviu, să pățești ceea ce pățesc în principal cam, să spun așa, 84% dintre cei care angajează oamenii doar pe baza unui interviu. Pentru că este foarte simplu. Te duci frumos pe internet, te uiți cum să faci frumos ca să fii o bonă acceptată într-o familie, te manifesti ca atare, iar oamenii nu prea au experiență să înțeleagă că un comportament simulat nu este un comportament adevărat. Și atunci, neavând nici această cultură a evaluării și testării prealabile pentru a identifica comportamentul care sau elemente de predictor care putea să ducă la astfel de situații, ne alegem cu o astfel de, bine că n-am zis nenorocire, o astfel de situație. Da, doamna psiholog Mihaela Săhlean Petroaie, suntem preocupați de casa în care stăm, de mașina pe care o conducem, de vacanțele în care mergem, dar alegem la întâmplare persoana căreia îi încredințăm siguranța, viața, sănătatea mentală a copilului nostru. Este de dorit întotdeauna să ne interesăm de calitatea și abilitățile persoanei căreia îi încredințăm un copil, indiferent de timpul petrecut cu acesta. Este de preferat să avem recomandări serioase, verificarea CV-ului în maniera cea mai adecvată. Este un domeniu în care sunt utile recomandările altor părinți care scriu în mod asumat pozitiv despre o persoană cu experiență. Pentru că amabilitatea aparentă, zâmbetul afișat, calmul calculat, vârsta înaintată pe care corela-o cu experiență și bunăvoință pot fi niște factori care să-ți inducă
destul de clar ideea conform căreia ai avut șansa de a găsi persoana potrivită. Există uneori diferențe foarte mari la 180 de grade între aparență și esență. Din păcate, acești părinți nu știau istoricul acestei femei. Nu vreau să fac speculații pe un potențial istoric psihiatric în cazul comportamentului pe care l-am văzut, deși comportamentul ridică niște ușoare suspiciuni. Aparența poate înșela niște părinți grăbiți, niște părinți ocupați, niște părinți excedați de diferite activități, fără experiență interumană, mă refer la o experiență de a evalua specializat, iar bona poate fi ar putea să pară o femeie de bună credință. Viața oferă, din păcate, surprize extrem de neplăcute în acest sens. Da, gândind la modul cât se poate de pragmatic, oamenii au nevoie de cineva cu care să-și lase copiii să poată pleca la serviciu, punct. Nu se gândesc foarte mult în profunzime și la efectele pe termen lung pe care le poate avea asupra copilului lor interacțiunea cu o persoană toxică. Ne puteți explica dumneavoastră care sunt efectele? Efectele sunt că, în special, vezi, acum ei, părinții au văzut pe cameră, dar vezi în comportamentul copilului o rejecție din ce în ce mai mare față de persoana de care a fost agresat și vezi și tulburări în comportament, inclusiv în ritmul veghe-somn. Vezi tot felul de comportamente dezadaptative și nu ți le explici. Și atunci, ca părinte asumat, duci probabil, cel mai probabil, copilul te gândești să-l investighezi medical, te duci pe la pediatri, pe la psihiatri, neluând în calcul că, de fapt, sursa tuturor acestor probleme ar putea fi chiar persoana pe care o plătești și în grija căreia ți-ai lăsat copilul. Repet, acele recomandări au rolul și rostul lor, pentru că vorbim de calitatea vieții copilului și de normalitatea lui până la urmă. Da, domnule Doru Dima, sigur, sfaturile doamnei Săhleana Petroaie sunt foarte bune în contextul în care avem de unde alege. E piața bonelor atât de generoasă încât să-ți permite ca părinte să faci o selecție? Din nefericire nu e și vă readuc aminte că statistic sunt tot felul de studii care scot în evidență faptul că atunci când selectezi o persoană bazat exclusiv pe interviu și pe referințele care de cele mai multe ori vin, pentru că, sau de foarte multe ori vin la modul îți dau referințe, nu mă pleacă și nu mă dau în judecată că te-am dat afară. Deci toate aceste elemente reprezintă în general ca și predictor, ca și succes în selecție, cam 16%. Deci noi dacă facem selecție bazată doar pe interviu și astfel de informații, reușim să nimerim o bonă bună din 6. Dacă ne ducem și ne uităm un pic și la tot ce înseamnă zona asta de personalitate, aptitudini, caracter, gândiți-vă totuși că o bonă are nevoie și de o pauză în munca ei. Cu cât este mai în vârstă, cu atât este mai apropiată de zona de burnout. Pentru că pentru cine n-a avut copii, este extrem de dificil să ai să crești copiii de foarte micut și tot timpul să schimbi familia și astfel încât la un moment dat ajungi tu la epuizare. Această epuizare mentală poate fi măsurată. Există instrumente, există teste. Trebuie să existe doar voință. E adevărat, negăsind bone specializate, negăsind bone foarte bine pregătite, nefiind foarte bine plătite, cu toate că unele își câștigă niște bani destul de buni, 3.500, 4.500 de lei în mână, în condițiile în care au casă și masă și totul asigurat, îi împinge într-adevăr pe părinți să ia decizii rapide, pentru că altfel își pierd jobul. Da, domnule, aceste bone ar trebui testate psihologic în maniera cea mai serioasă și cred că ar trebui pentru ele găsită o formă de atestare, variante care să le ateste să le ateste niște abilități și nu doar un interviu superficial și acela doar pentru a ocupa un loc de muncă. Da, ați ridicat mingea la fileu, doamna Săhleana Petroaie. Domnule Dima, e cumva reglementată la noi în țară meseria asta? Cine poate și cine nu poate să se angajeze în calitate de bonă și să ceară 3.500-4.000 de lei pe lună pentru a sta cu copilul cuiva?
Oricine. Și v-am răspuns. Oricine. Oricine face un curs de îngrijire la domiciliu, dacă vreți să spunem așa, care este o simplă diplomă de specializare. Oricine încearcă să dovedească că ar avea aceste abilități, se poate angaja automat într-o familie. Și țineți cont că foarte multe familii fac aceste angajări fără acte. Deci asta înseamnă că aceste bone câștigă niște bănuți și orice ar face nu pot fi trase în răspundere pentru că nu există un document, un contract între părinte și această bonă. De fapt vorbim despre asta, o piață neagră la noi în țară, a bonelor și a menajerelor exact. Și a persoanelor care se ocupă de aceste da. Treburi casnice. În străinătate există vreun fel de reglementare? Există vreun fel de școală pe care persoanele care ar vrea să se ocupe cu îngrijirea copiilor o pot urma? Și aici ne gândim la studii de există. Pedagogie, la măsuri de prim ajutor pentru un copil mic. Desigur, ar fi utile. Câteva sfaturi de conduită de îndrumare din punct de vedere psihologic. Există și există cursuri care se fac, există evaluări sistematice care se fac, firmele care au aceste bone răspund din toate punctele de vedere, inclusiv juridic în caz de ceva, există mai multă responsabilitate. Acest aspect ar trebui preluat și la noi, pentru că această idee că nu treci printr-o firmă și plătești în felul acesta și suma revenită bonei ei putea o da direct bonei fără impozitare, te-ar putea costa mult mai mult în partea, cum ați văzut și mai devreme, emoțional pentru copilul tău și chiar și fizic, cum l-a bruscat. O reglementare legală, da, s-ar impune și ideea aceasta de superficialitate pe piața bonelor este o idee care ne costă mult mai mult ulterior. Da, ați vrut să adăugați ceva, domnule Dima, vă rog. Da, vreau să spun același lucru, că există astfel de cursuri, am văzut eu câteva se fac online. Deci gândiți-vă că sunt astfel de cursuri în care tu înveți online să ai grijă de un copil, la fel cum există cursuri online în care să te faci motostivuitorist. Adică sunt foarte multe companii care, din nefericire, în fuga lor după profit, nu sunt deloc în regulă atunci când pregătesc astfel de bone. Dar nu uitați că, până la urmă, responsabilitatea vis-a-vis de copil o are părintele și părintele ar trebui să verifice și ar trebui să solicite companiei evaluare psihologică, să solicite istoricul angajării, pentru că dacă în 5 ani ți-ai schimbat familia de 7 ori, înseamnă că ai avut o problemă în viață și atunci trebuie să fii foarte atent. Pe de altă parte, în momentul în care o companie își asumă responsabilitatea, ea își asumă responsabilitatea până la un punct, pentru că acele contracte semnate de bonă le transferă lor toată întreaga responsabilitate, iar companiile nu fac altceva decât să le plaseze. Da, doamna Săhleana Petroae, nu se pune problema asta doar în cazul bonelor. Am văzut cazuri de copii mici agresați chiar și în forme legale de colectivitate, la creșă, la grădiniță. Cum ne dăm seama că se întâmplă ceva cu copilul nostru din interacțiunile pe care el le are când nu e în prezența noastră? În primul rând, vedem modificările care apar în comportament. Un copil care are un comportament sau mizăm pe o anumită constanță comportamentală, când vedem disfuncții, ar fi primul moment când ne-am pune semne de întrebare și primele lucruri asupra cărora ar trebui să fim mai atenți. Ce înseamnă disfuncție? Fiind mai atenți, tulburări, începe să plângă mai mult, începe să refuze să meargă la grădiniță, are tot felul de reacții, nu-și dorește să fie acolo, plânge mai mult, doarme mai puțin, se perturbă întreaga viață pe care o știam așa cum o știam înainte, sunt primii indicatori care n-ar putea atrage atenția că acolo s-a întâmplat ceva și ar trebui să fim mai atenți. Trăim, din păcate, într-o lume foarte grăbită, unde mai toți părinții sunt ancorați în vari probleme și adesea se simt excedați. Cu toate acestea, atenția pe care ar trebui să o avem față de copii ar trebui să fie extrem, extrem de mare, tocmai pentru că se pot întâmpla tot felul de probleme și să nu știm de ele sau să aflăm foarte târziu. Părinții
părinții care au aflat sunt adesea părinții care au făcut verificări sau care au avut anumite suspiciuni. Există, în schimb, părinți care au aflat mult mai târziu, când copilul chiar a părăsit grădinița respectivă sau forma respectivă, sau copii care ar fi putut spune și le-a fost frică să spună la momentul potrivit. Da. Domnule Dima, pentru cei care au de gând să-și caute o bonă, ce sfaturi aveți? Să încerce să găsească aceste persoane gata formate și care au cursuri acreditate de autoritățile statului, să se uite peste furnizor, să verifice furnizorul, să vadă istoricul acestuia. În primul și în primul rând să vadă de asemenea dacă într-adevăr se și întâmplă să facă acele cursuri, pentru că un curs de babysitter este undeva la 360 de ore. Închipuiți-vă că eu am văzut astfel de cursuri care presupuneau 3 întâlniri în online după amiază și aveai diplomă. În momentul în care, știți, până la urmă, este și vina celor care își asumă astfel de lucruri, pentru că în momentul în care tu spui, hai că mă fac repede babysitter, dar pe de altă parte știi foarte bine că fără un minim de 360 de ore, tu nu ai cum să parcurgi întreaga programă care este extrem de complexă și care are foarte multe elemente, inclusiv antreprenoriale, de exemplu, nu poți să ai pretenții. Noi ne învârtim practic într-un cerc vicios în care părintele, dorind să găsească, nu se uită ce aduce, după ce se trezește în casă cu oameni nepregătiți, încep să fie triști și să comenteze faptul că nu au primit ceea ce trebuie. Dar până la urmă este obligația noastră de a-l pune lângă un copil, un om care este într-adevăr pregătit și în care există dovezi în ceea ce privește elemente de natură psihoaptitudinală, elemente de natură de competență și elemente ce țin de istoricul profesional care trebuie identificat pe o carte de muncă. Pentru că povești o să vedem foarte multe și atunci nu avem dreptul să mai comentăm că ne-am adus în casă pe cine nu trebuie. Vă mulțumesc. Și ar fi de extins acest lucru și asupra cei care oferă îngrijire asupra persoanelor vârstnice, mai ales persoanelor care au Alzheimer, care nici măcar nu pot relata ceea ce îngrijitorii pot face. Deci ar fi foarte, foarte multă atenție și de extins asupra, în general, asupra conceptului de îngrijire când vorbim în acest sens. Mihaela Săhleana Petroaie, doctor și psihoterapeut, Doru Dima, specialist în resurse umane, mulțumesc pentru o discuție, scurtă pauză, revenim și cu alte subiecte. Din nou în direct, vești bune pentru cei care sunt deja cu gândul la vacanță. Costurile sunt în scădere cu 60%, în 60% dintre destinații, potrivit unui raport realizat de Forbes. Vilnius, capitala Lituaniei, rămâne orașul cu cel mai bun raport calitate-preț. Aici costurile sunt cu 10% mai mici decât în Lisabona, ocupanta locului al doilea. La polul opus, Amsterdam e cea mai scumpă destinație. Călătorii cu buget redus care caută mâncare ieftină au multe opțiuni în Vilnius. Orașul este cunoscut pentru cantinele sale, restaurante ieftine și vesele care servesc preparate din epoca sovietică. Locul 2 este ocupat de Lisabona, capitala Portugaliei. În pofida unei creșteri de 26% a costului mediu pentru cazarea de 3 stele, prețurile rămân bune pentru mâncare, băutură și alte produse turistice. Turismul a adus Portugaliei 25 de miliarde de euro în 2023. În 2019, înaintea pandemiei, turismul din Lisabona a generat 13,7 miliarde de euro. Topul este continuat de Lille din Franța. Orașul a urcat 7 poziții, ajungând pe locul al treilea, ajutat de o scădere de 30% a costurilor de cazare. Lille este situat în nordul Franței, la centrul de departamentul de nord și aproape de Belgia, vreo 20 de kilometri de nord flamandă și regiunea valonă în est. La polul opus se află Amsterdam, care e cea mai scumpă destinație din sondaj. Asta în ciuda faptului că orașul olandez a înregistrat o scădere cu 8,3% a prețurilor, a noua cea mai mare scădere dintre toate cele analizate. Belfast este cea mai scumpă dintre capitalele britanice, urmată îndeaproape de Edinburgh.
Dacă sunteți cu gândul la vacanță, dar vremea nu e suficient de caldă pentru plajă și baie în mare, putem opta deocamdată pentru un city break. Discutăm în continuare cu Florin Ionescu, călător profesionist, reprezentant al unei agenții de turism. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ionescu. Bună ziua! Bună ziua! Vă salut din inima Alsaciei, de pe drumul vinului. Ce frumos! E vremea în care românii caută orașe frumoase, cochete și accesibile, în care să aibă experiențe turistice, culinare și, de ce nu, să meargă la cumpărături. Ce le-ați recomanda pentru sezonul acesta? Am observat statistica pe care ați prezentat-o. Într-adevăr, Vilnius este cea mai accesibilă din punct de vedere a serviciilor locale, însă, pentru noi, pentru români, trebuie să punem în balanță și costul avionului, iar Vilnius are deocamdată un preț prohibitiv. La fel de prohibitiv este și orașul de pe locul 2, Lisabona, din cauza aceluiași element, transportul. Eu însă vin către voi și vă recomand o destinație inedită, și anume Tirana, Albania, unde avem zboruri directe, există competiție și cu 50 de euro pentru avion puteți dați o fugă un weekend aici. Nu mai vorbesc de cazări și mai ales despre gastronomia balcanică din Albania. Nu uitați că în Albania este un melanj, pentru că avem atât influența bizantină, cât și pe cea islamică, dar și cea occidentală, care intră foarte în forță. Recomand de asemenea clasicile Italia, Spania și Grecia pentru a vă petrece weekend. De exemplu, în Italia aș alege Bologna, pentru că există o sumedenie de companii aeriene care zboară, care operează pe această destinație. Iar din Bologna puteți să dați o fugă oriunde în zona de nord a Italiei. O a doua destinație o recomand Brescia, împreună cu Bergamo, orașul lui Donizetti. Puteți să mergeți chiar și la operă. Mai merită să mergem în această perioadă în cele mai cunoscute destinații de city break, Londra, Paris, Milano, sau nu e cea mai bună perioadă pentru a le vizita? Orașele pe care le-ați menționat sunt deja sufocate de turiști. Și atunci, așa cum spuneam mai devreme, aș căuta destinații despre care nici măcar noi românii nu știm prea multe. Mă oprisem adineauri la Bergamo, orașul Donizetti. Acum două luni am dat o fugă în Italia, în Catania, unde există zboruri directe, iar de acolo am mers în Palermo pentru două zile, combinat cu Catania încă o zi. Sicilia este zona mai low budget a Italiei și pe lângă faptul că mustește de cultură, de civilizație, domeniul meu pasionat, opera, Teatro Massimo din Palermo, Teatro Bellini din Catania, aveți inclusiv plaje foarte puțin explorate de noi. Există plaje idilice, atât cu nisip, extrem de fin, cât și zone unde se poate face scuba, unde se pot face scufundări foarte interesante. Iar pentru pasionații de aventură, puteți să urcați pe muntele Etna, care nu de puține ori erupe și îl puteți prinde în toată splendoarea sa. Poate reușiți să vedeți chiar și lavă incandescentă. Da, pentru cei care poate nu au concediu în această perioadă, dar și-au programat vacanțe de vară, e o idee să mergem într-o destinație cu plajă, dar cu un oraș mare aproape, așa cum e Costa Brava cu Barcelona, cum avem Estoril și Cașcai lângă Lisabona, și am împărțit cumva vacanța într-o experiență cu plajă și city break cu un singur zbor? Simplu să fiu, visul meu, pentru că încă nu am ajuns, este să ajung pe Costa del Sol, în sudul Spaniei. Acolo, cu prisoțință, putem să combinăm zona de plajă, din tot ceea ce înseamnă zona Malaga, Torremolinos, etc., și să dăm câte o fugă în Granada, în Sevilla, Ronda, La Ronda. Sunt orașe cuchete, unele ocoțate pe munți, în zone spectaculoase. Aveți Sevilla, care este un adevărat tezaur, dar mai ales aveți Córdoba, cu celebra moschee. Da.
Profit de faptul că sunteți cu noi să ne faceți un scurt preview pentru vara aceasta. Aproximativ un minut mai avem din această discuție. Să ne spuneți care sunt cele mai căutate destinații de plajă pentru vara asta. Românii sunt extrem de conservatori și Grecia, Italia, Grecia, Spania și Turcia rămân pe primul loc. Eu mă ocup în primul rând de circuite. Iar circuitele noastre pe care le organizăm în destinații atât apropiate zona Europei, dar și îndepărtate, care includ, de exemplu, Indonezia, sunt în mare parte sold out. Recomand Indonezia pentru că vara lor corespunde cu vara noastră și puteți explora, de exemplu, triburile din insulele extreme izolate, să mergeți să vedeți dragonul de Komodo și să vă relaxați în atât de căutatul Bali. Sau pentru un buget redus, combinați Singapore cu Bali. Foarte interesant, mulțumim foarte mult, Florin Ionescu, consultant în turism. Atât deocamdată, luăm o scurtă pauză, revenim imediat. Bucureștenii s-au putut bucura din nou de Sinfonia Apei. A fost primul weekend din acest an când fântânile urbane din centrul capitalei au găzduit binecunoscutele spectacole de apă, muzică și lumini.